Salut băieți, uitați ce coșul meu ieșit de la mască. Astăzi facem vlog nou, stați cu ochii pe noi, ne ducem prin oraș, facem vă două cumpărături, vedem ce mai ne uităm colo-colo, pierdere de timp. Tot nu mergem la școală astăzi, că trebuie să facem niște atestate și rândul nostru nu este azi, cred că este mâine sau luni. Nu, nici luni, când luni avem pregătire. Vedem noi, stați cu ochii pe noi, hezge unle. Ne-am îmbrăcat. Mi-am luat geaca asta mai subțirică, cred că asta o să înceapă ploaia mai după amiază, dar nu cred că ne prinde ploaia, că nu o să stă mult. Ieți. Facem un mic dans înainte de plecare. Ei, sărățușca mea, fraților! Eu nu am plecat de acasă. Suntem pe un drum cu ambuscat de asta. Ну, вот и типа. А, что ты меня смотришь мне в глаза? Та-та-та-та-та. Ați venit îmbrălat cu gropile cât o râpă, cu o groapă cât o râpă. Ia-ți vă arăt eu acum o groapă puternică, fraților. Poate una era acolo. Poate una aici. Că n-am luat-o eu. Au, câteva 20.000 pe acolo. Încă una, două, trei pe aici. Ia, partea cealaltă încă vă 10. Unde femeile au prea pătaie de la soții, și asta este acest.
ce crapă din burlat. Oraș frumos cu bulevard, unde femeile cu vânătăi la ochi se dau cu foarte din burlat. Unde brigăzile s-au spart la propriu și la figurat. Exact ca statul iugoslav prin 0405 s-au apucat de fumat. Și de atunci și până acum niciunul nu s-a mai lăsat cu adevărat. Ați văzut ce gropi sunt acolo, fratele? Cum să nu ți rup planetara sau ceva de la mașină, să-ți rup 2-3 rumeni de la mașină? Sau când te ții de acord, lumea vorbește mult, dar n-are nici credit pe telefon. Pardon, mie îmi zice domn, dar până de patita pe și stau la coadă la interferon. După ce ne-am învârtit de două ori, am găsit și noi loc de parcare. Dăm centura jos. Dăm centura jos, punem mascalțone, Dana. Mascalțone Ripieno. Ăștia de la măști, eu să le fac o reclamă. Domnule. Go to the city because it is very good. Who are you? Man? Băi, mi-a crescut și barba înapoi. Băi, surgiu, băi! N-aude. E sur la ochi. Traversăm pe trecerea de pietoni. Facem la dreapta. Pe urmă facem la stânga. Noi am făcut freza de două zile. Jungle. Băi, fraților, umblăm să căutăm, să schimbăm niște liri poloneze. Băi, am o întrebare, dacă vin polonezii, dacă vin aici, în România, sau banilor, unde vă dracu îi schimbă, mă? Când nicăieri nu primește să schimbe bani polonezi. Liri polonezi, sau cum dracu se cheamă. Toți Jungle. Sau mulți citesc ăștia în bărlare încât rup și suportul ăsta de cărți. Domnule, am făcut cumpărături serioase. Am luat niște chiloți. Am pus-o pe gagimea să-mi ia într-o zi. Și mi-a luat prea mici și mă strâng. Deci, eu-s domnule.
Bă, da, ce ești în pantaloni buștri. Mhm. De la Zara. Îți vine ăștia pe jos. Ce pitic ești tu? Domnule, accident. Prima s-a dat cu spatele. Nu s-a simțit. Băi, frate, mi-a luat o rachetă șmecheră rău de tot. De la elegant de aici. Asta este și sacoșa. Băi, 35 lei am dat pe ea. Ai șmecheră rău de tot. Cred că pe net găseam cu 120 de lei. Băi, fraților, tot am ajuns în față la BCR, aștept prietena mea, că până la urmă o suna la bancă aici și o întreba dacă schimbă lirii poloneze. Și eu am spus că dacă e client fidel, schimbă banii. Dacă e client fidel, dacă e client aici la BCR, schimbă banii. Ia cum este client la BCR, ce-a făcut programare și trebuie să intre. Vreau să vă spun că data de 8 am fost aici la BCR și m-au sunat, mai văd eu cum mă sună un număr, zic, băi, ce-n drag mă sună. Și era la BCR și a zis să le dau un interviu de 5 minute. Am zis, băi, ce dracu, parcă zici că sunt vedetă de le dau interviu. Și le-am dat interviu și m-a întrebat aia care vorbeam cu ea. Că ce recenzii ne dai? Bune, foarte bune, nemulțumit, foarte mulțumit. Și le dau foarte bune. Am zis că bag și mie 50 de lei, dar de unde? Le-am dat interviu de 5 minute degeaba. Prietena mea a pus ochii pe o geacă portocalie aici la Materna. Foarte șmecheră. Și după ce ies de la bancă să schimbe banii, mergem să vedem de geaca aia. Și după aia, dacă nu și-o ia, ajunge acasă și stă supărat. Că îmi plăcea tare, că vreau geaca aia, că nu știu ce. Așa mai bine și-o ia și tacă din gură. Ca să nu mai facă panoramă. Îl John-le. Băi, frate, poate nu uit ca să cumpăr stick pentru atestat. Acum îi cumpăr stick pentru atestat, asta nu mai cumpăr. Dar vreau să vă povestesc puțin despre cum aici, despre accident. Dar nu a fost chiar așa accident. A atins numărul, a dat proasta cu spatele și a atins numărul ăla. Eram aici, ieșeam din bancă și ăla din față, proasta din față a oprit brusc, ăla din spate a frânat puternic și proasta din față care a frânat brusc a dat și cu spatele o leagă. Și nu s-a asigurat că l-avea pe ăla în spate și l-a atins și pe ăla, l-a atins la număr acolo și ați văzut că se clamționa în trafic aici. Asta înseamnă să fii neatent la volan. Poate dă doamne și iau și eu traseu, să nu-l mai cad. De-abia aștept ziua de traseu. Fac mare vlog atunci. Domnule, doamne ajută. Domnule, acolo la premiere la sală, unde făceam eu sală. În curând o să ne apucăm și de sală înapoi, fiindcă suntem prea grași, sunt prea gras. Și hei, domnule. Tocmai a trecut o fostă profesoară pe care am avut-o la liceul la Eminescu. Băi, frate, se uita la mine, parcă cei că eram fotomodel, ce drag. Parcă eram, se uita ca boul la poarta nouă, cum e vorba aia. A, profesoară,
M-a lăsat mine când îmi puneați 3 și m-a dat viața afară. Păi frate, parcă zic că-i numără tot banii din bancă până când îi schimb banii. Stau eu 10 minute, cred că stau aici și eu au plecat cu 5 minute înaintea mea. Că asta are 5 minute când a intrat în banca asta. Pentru... nu știu cât... nici nu știu cât vine banii românești. Eu, domnule, stăm aici pe bordură. Dator, mă duc la manet să manetez euro, euro, cum se cheamă ăștia? Aurul ăsta. Pare că primesc pe aurul ăsta. Am intrat în magazin și ne ducem pe geacă. Asta e de... urmă cu geaca de ea. Fraților, și-a luat, ne-a luat geicile. Uitați. Acum o oră era geaca, 85 de lei. Și ne-am întors după ea, peste o oră. Și acum e 95 de lei. La doamna cum e așa simpatică și aha, am lăsat-o cu 85, fiindcă noi suntem suntem cei mai șmecheri. Am găsit și o cheie de mașină. Ba nu, era na, să nu pierzi. Da, la scoță în mână. Hai ducem astea în mașină. Mergem, ducem astea în mașină. Și pe urmă ne ducem pe strada gării, fraților. Toți geonule. Era 95. Deci într-o oră mai băgați 10 de zi. Mai lasă-mă. Ți-e rușine de lume? Na. Rău. Ai rușinică. Uite așa, frate, urc. Urc în grad. Oh my god. Visă. Shit. Trache, domnule. Eu amețesc pe astea. Mi-mi place. Ei, sora mea. Dacă scap telefonul de aici. Oa, zic că lumea că a scăpat 35 de milioane. Am obosit, mai sunt puțin jos. Lăpii pe ei. Uite, pe mâna pe țățeliști. John Leanderna și cumpărătorul, acum mergem să spălăm mașina. Revenim cu detalii de la spălătorie.
spălat și mașina. Este ca nou. Și cum era asta? Acum mergem acasă. Mergem acasă, uite, mi-o sări globi ochi. Ia uite, Maranela, mi-o sări globi ochi. A sărit mâl, frate. Fraților, am ajuns și în sat, am oprit până la magazin și maxim 2 minute ajungem acasă. Apuc de editat vlogul și vă mulțumesc că vă uitați la mine și Doamne ajută să rup stilul. Nu mai purtați mască, mă chiar uitați cât e coșul ăsta. Salut!